Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la știrile orei 20 la Orhei TV. Sunt Irina Staver și vă invit să vedem pentru început care sunt principalele știri de până la această oră. În urma ninsorilor abundente din zilele precedente, pe acoperișurile clădirilor s-a format un strat gros de zăpadă, dar și țurțuri. Cum planifică autoritățile să înlăture acest pericol, vă spunem imediat. Situație mai rar întâlnită în localitățile din Moldova. La Orhei, zăpada de pe străzi nu numai că este înlăturată, ci și scoasă din oraș. Cum s-au organizat angajații serviciilor comunale din Orhei în perioada intemperiilor din ultimele zile, aflați la știri. Mare extragere a tombului organizată de Televiziunea Centrală și Orhei TV a avut loc aseară la Orheland. Cui a revenit automobilul de marcă Volkswagen Polo și cine a aprins atmosfera în cadrul concertului organizat cu această ocazie, aflați din reportajul corespondenților noștri. Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare. Ce spune tradiția despre această sărbătoare, vă spunem la știri. Până în prezent au fost acreditați 216 observatori naționali din partea Asociației Promulex pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 24 februarie. În circumscripțiile uninominale până pe 13 ianuarie au fost înregistrați 146 de concurenți electorali. Din numărul total de candidați, 5 sunt independenți, iar restul sunt desemnați de partide. Datele au fost prezentate de către Comisia Electorală Centrală. Până pe 4 ianuarie, când a expirat termenul de depunere a solicitărilor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă în vederea susținerii candidaților în circumscripțiile uninominale, au fost depuse 401 cereri. Către data de 13 ianuarie, 171 de grupuri de inițiativă au depus listele de subscripție și dosarele în vederea examinării înregistrării candidaților. Tot astăzi și fostul liberal Valeriu Munteanu a depus la CEC listele de subscripție cu 850 de semnături și toate actele necesare pentru înregistrare în calitate de candidat la funcția de deputat. Acesta candidează din partea blocului electoral acum pe circumscripția din Orhei. Pe aceeași circumscripție candidează Ilan Șor, Partidul Șor, Vasile Costin, PDM, Mihai Catraniuc, PSRM, Svetlana Căpățină, PCRM, Dorin Zghibarță, PL, Dumitru Suhoborcenco, independent. De menționat că perioada de depunere a cererilor pentru înregistrare în calitate de concurent electoral, atât în circumscripția națională cât și în cele uninominale, se încheie pe 24 ianuarie. După câteva zile de luptă cu capricile iernii, autoritățile au răsuflat ușurat. Pe drumuri se circulă normal, localități deconectate de la energie electrică nu sunt, iar în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri cu persoane aflate în situații de risc. Informația a fost prezentată de IGSU, care a ținut să mulțumească cetățenilor pentru răbdare și implicare. Astăzi, în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a fost organizat un briefing de presă, unde s-a prezentat raportul despre acțiunile din ultimele zile și totodată s-au făcut alte avertizări de rigoare. Șeful adjunct al IGSU, Alexandru Oprea, a ținut să mulțumească cetățenilor pentru receptivitatea cu care au reacționat la chemarea salvatorilor de a renunța la transportul public pe timpul intemperiilor. De la începutul ninsorii și până la acest moment avem înregistrate 57 de cazuri în care a fost necesară deblocarea autovehiculelor rămase într-o enite. Comparativ cu anii precedenți, când acest indicator era de 250-270 de cazuri în mediul per o ninsoare. De asemenea, în cadrul briefingului a fost anunțată și dispoziția pe care prim-ministru Pavel Filit a semnat-o în dimineața zilei de azi, referitor la curățarea acoperișurilor de zăpadă și țurțuri. Este solicitată organizarea procesului de curățare a zăpezii și a țurțurilor de pe acoperișuri de edificiilor gestionate, precum și curselor acestora, cu luarea măsurilor de securitate pentru personalul antrenat și trecător. Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru următoarele zile vor fi înregistrate temperaturi pozitive pe timp de zi, astfel apare riscul de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Salvatorii îndeamnă amatorii de pescuit la copcă, dar și părinții să fie foarte prudenți, în special în zilele de odihnă. În situații de risc, cetățenii sunt rugați să apeleze Serviciul Unic 112.
Pentru a se isprăvi cu consecințele ninsorilor, serviciile comunale ale municipiului Orhei muncesc zi și noapte. Odată cu venirea nopții, zăpada de pe străzile principale nu numai că este înlăturată, ci și scoasă din oraș. Aproape toate serviciile de utilități din Orhei au fost implicate la curățarea străzilor de zăpadă. După cum a declarat șeful întreprinderii Servicii Comunale Locative Orhei, Veceslav Zaporojan, pe timp de noapte echipamentul special a lucrat chiar mai cu spor, și asta pentru că pe bordură au fost mult mai puține mașini parcate. De dimineață în orașul nostru au lucrat 20 de unități tehnice, la momentul de față lucrează 18. Au fost implicate aproape toate forțele. Noi mai avem rezerve, însă le păstrăm pentru situațiile excepționale. Un fenomen rar întâlnit în țara noastră. Serviciile comunale din Orhei nu doar că înlătură zăpada, o mai și scot din oraș. După cum asigură experții, aceasta aduce beneficii tocmai în momentul topirii precipitațiilor. Scoatem zăpada de pe străzile centrale ale orașului Orhei deja al treilea an consecutiv. Vă imaginați dacă am lăsat această cantitate de zăpadă în oraș, cât de multă apă ar rămâne în urma topirii zăpezii. Așa însă se reduce semnificativ cantitatea apei. În total, aproximativ 20 de unități de echipament special au fost implicate în acest weekend în dezăpezirea atât a drumurilor principale, cât și a celor secundare, și aproximativ alte încă 90 de persoane au fost implicate în curățarea trotuarelor din municipiu. Condițiile meteo nefavorabile nu prezintă un impediment pentru traficul rutier din comuna Jora de Mijloc. Aici, de zi și până seara târziu, drumurile și trotuarele din localitate sunt curățite în totalitate. Astfel, datorită intervenției prompte a echipei primăriei, toate drumurile sunt dezăpezite cu ajutorul utilajelor speciale, dar și presurat material antiderapant. În urma ninsorilor abundente din ultimile zile, locuitorii comunei Jora de Mijloc pot circula în condiții sigure prin localitate. Astfel, în cele 4 sate ale comunei au fost curățite toate drumurile, trotuarele, dar și curțile instituțiilor de învățământ. În acest scop au fost implicate mai multe utilaje de dezăpezire, precum grader și tractoare. Pentru a asigura buna circulație în localitate, câteva auto speciale pentru dezăpezire circulă non-stop în perimetrul celor 4 sate ale localității. Am fost pregătiți pentru astfel de situații, mai ales că am avut deja experiența de la începutul lunii decembrie. Avem un contract încheiat cu un agent economic care la fel a intervenit destul de prompt. Și respectiv am lucrat cât a nins, cât n-a nins, dar facem față că arterele principale a comunei să fie libere. Deci, la moment lucrează două unități de tehnică, dar la necesitate putem să o majorăm încă cu vreo două unități. Dar pentru ziua de astăzi este satisfăcător că să fie două unități. Aflată la periferia satului Lopatna și Sfânta Mănăstire are drumurile curățite, ceea ce înseamnă că enoriașii din toate satele vor putea merge cu ușurință la slujbe. Suntem la 1,2 km de la sat. Și, practic, dacă nu vine cineva să ne dezăpezească, să ne curăță drumul, practic noi, nici creștinii nu pot ajunge la Sfânta Mănăstire, nici noi nu putem să ieșim, să ne ducem în comună. Localnicii sunt mulțumiți de promptitudinea administrației locale și de faptul că se pot deplasa cu ușurință pe drumurile curățite. Așteptă ca o mătă și mers. Și-o curățat. Mulțumim Domnului că au venit oamenii ăștia și fac păreat în sat și o leac de ori și o leac mai gândit. N-am văzut niciodată așa memuia. Fac de cum au fost anii precedenți, da. Bine, pentru că ieri am fost la Chișinău și cu mașina și drumul era destul de dificil, dar astăzi, deci vedeți cum a ieșit cu copilul la plimbare și este destul de curățit și este bine și îmi place. Primăria comunei Jora de Mijloc este pregătită pentru a face față condițiilor meteorologice nefavorabile și intemperiilor din această iarnă. De la începutul sezonului rece în Republica Moldova s-au înregistrat 83 de cazuri de gripă, dintre care 35 doar în ultima săptămână. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la momentul actual în Republica Moldova, situația epidemiologică de gripă este sub pragul epidemic.
Conform datelor parvenite din raioane, săptămâna trecută numărul cazurilor de infecții respiratorii a scăzut cu 7,8%. În această perioadă au fost raportate 6.222 de cazuri noi de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Probele preluate de la bolnavii de gripă au arătat prezența virusului AH1N1 și AH3N2. Persoanele care au suferit de gripă nu au fost vaccinate împotriva gripei sezoniere. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, un număr mare de cazuri de îmbolnăvire cu virusul gripal se înregistrează în România și Ucraina. Pentru evitarea îmbolnăvirii, epidemiologii recomandă cetățenilor să nu recurgă la autotratament și să se adreseze la medic la apariția primelor simptome de boală compatibile cu gripa. Să evite contactul bolnavilor cu femeile gravide, persoanele imunocompromise, bolnavi cu afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni cronice ale aparatului respirator, diabet, saharat și obezitate. O femeie în vârstă de 65 de ani a decedat ieri după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. Accidentul s-a produs pe traseul Rezina-Orhei în apropiere de drumul de acces spre satul Chiperceni. Motivul accidentului a fost viteza neadaptată la condițiile meteo. Potrivit polițiștilor, șoferul în vârstă de 27 de ani, conducând autoturismul de model BMW, nu a ținut cont de starea drumului. Având viteză, a pierdut controlul automobilului, a ieșit pe contrasens și, trecând prin zăpada de pe acostament, s-a răsturnat pe marginea drumului. În automobil se mai aflau două persoane, și anume viitoarea soție a șoferului și bunica acestuia. În urma accidentului rutier, femeia de 65 de ani a decedat la locul accidentului. Conducătorul automobilului, cât și femeia de 25 de ani, au fost transportați la Spitalul Raional Orhei pentru stabilirea diagnozelor. Potrivit Elenei Palanciuc, vicedirectorul Spitalului Raional Orhei, pacienților li s-a acordat asistența medicală în unitatea primire urgențe, aceștia neavând nevoie de spitalizare. Conducătorul autovehiculului a fost supus testului alcooscopic, unde s-a constatat că nu era în stare de ebrietate. Autovehiculul era echipat cu anvelopă de iarnă. Alte circumstanțe urmează să fie stabilite de oamenii legii. Accident tragic pe calea ferată. O femeie a murit la spital după ce a fost lovită de trenul Marfar de pe ruta Bălți-Berești. Tragedia a avut loc ieri dimineață la gara Catranâc din Renul Fălești. Potrivit poliției, femeia vârstă de 77 de ani traversa calea ferată când a fost lovită de tren. În urma accidentului, femeia s-a ales cu multiple traumatisme și a fost transportată de urgență la Spitalul Raional Fălești, însă, din nefericire, medicii nu i-au putut salva viața, iar victima a decedat spre seară la spital. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe se va întruni mâine, 15 ianuarie, în prima ședință din acest an. Aceasta urmează să examineze dosarele candidaților la două funcții de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică și să aprobe decizia privind candidații admiși la concurs. Comisia va examina dosarele depuse până pe data de 3 ianuarie pentru a vedea dacă au fost întrunite toate cerințele pentru ca cei care au depus dosarele să fie admiși la concurs, au declarat pentru Sputnik MD responsabilii din Parlament. Dosarele pentru participarea la concursul organizat de Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe pot fi depuse până pe data de 16 ianuarie, între orele 8 și 17. La sfârșitul anului trecut, toți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație al ANR au demisionat din funcție în frunte cu directorul general Tudor Copaci, toți invocând motive personale. După evaluarea dosarelor, Comisia Parlamentară de Profil propune Parlamentului candidații desemnați. Directorii Consiliului de Administrație sunt numiți în funcție de către Parlament. La concurs pot participa persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, au studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic și experiență de lucru de cel puțin 10 ani în unul dintre domeniile menționate, dintre care cel puțin 3 ani în funcții de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de ANR. Au o reputație ireproșabilă și capacitate deplină de exercițiu. Cunosc limbile română și engleză și nu sunt membri ai vreunui partid politic.
lângă un impozit, va putea fi achitat online utilizând serviciul MPI. Acesta este impozitul funciar, o plată obligatorie la bugetul local, care se achită pentru exercitarea de către persoanele fizice și juridice a drepturilor de posesie, folosință și dispoziție asupra terenurilor. Pentru a achita impozitul funciar online, contribuabilii vor trebui să urmeze câțiva pași simpli: să acceseze pagina serviciului MPI, să introducă tipul de impozit și alte date solicitate în formular și să efectueze plata. În prezent, prin intermediul serviciului MPI pot fi achitate mai multe impozite și taxe, printre care taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, impozitul pe avere, impozitele pe bunurile imobiliare, taxa de eliberare a patente de întreprinzător, impozitul pe venit. Ieri, în ajun de Sfântul Vasile, la cel mai grandios târg de Crăciun din țară, la Orhelând, mii de oameni, telespectatori fideli ai posturilor noastre de televiziune, au așteptat cu sufletul la gură desemnarea câștigătorului marelui premiu al concursului Privește și câștigă. Timp de 4 săptămâni, cei mai atenți telespectatori au expediat mesaje cu codul corect afișat pe ecran, iar cei mai norocoși au avut parte de premii bănești. Valoarea totală a fondului de premiere pe întreaga perioadă a concursului a constituit 126.000 de lei. Marea extragere a avut loc aseară, iar potrivit regulamentului, doar cei prezenți la eveniment au avut posibilitatea să participe la extragere. Cui i-a revenit automobilul de marcă Volkswagen Polo și cine a prins atmosfera în cadrul concertului organizat cu această ocazie, să urmărim în continuare. Oameni buni, faceți gălăgie! Dați aplauze și haideți să-l felicităm pe acest domn extraordinar! Bună seara! Câștigătorul premiului mare a unui automobil marca Volkswagen Polo a devenit un locuitor din orașul Orhei, Purcescu Semion. Bună seara! Domn Semion, de unde sunteți dumneavoastră? Din Orhei! Semion nu s-a așteptat să aibă astfel de noroc și ne-a spus că este copleșit de emoții și bucurie. Neabisimă emoții, neabisimă. Am emoții de nedescris, nu-mi vine să cred. Am expediat doar un singur mesaj și uitați-vă, am câștigat, chiar nu-mi vine a crede. După extragerea marelui premiu cu mesaj de felicitare pentru norocosul câștigător, a venit și primarul interimar al municipiului Orhei, Diana Memeț. Cheile de la automobilul bine meritat pe care le-ați câștigat, să vă îndemnăm să urmăriți în continuare Orhei TV, televiziunea centrală. Data viitoare să știți să ne spuneți care sunt emisiunile dumneavoastră preferate și vă doresc în continuare să fiți tot atât de norocos. Pentru noi, pentru orheieni, anul 2018 a fost unul bun și rodnic. Și eu vreau să ne doresc nouă, tuturor, să mergem în continuare cu aceiași pași mari cu care am mers până acum. Să fim primii în tot ce facem, să ne reușească, pentru că împreună suntem o forță și suntem o echipă destul de bună. Proiectele care au început vor continua, Dumnezeu să fie cu noi și tuturor vă urez un sincer la mulți ani! A fost un eveniment spectaculos care a adunat mii de oameni la cel mai frumos târg de Crăciun din țară, Orheiland. Cu această ocazie a fost organizat și un concert de zile mari, unde atmosfera și voia bună a fost încinsă de formația Zdop și Zdup, Nathan și Mariana Mihaila. În parcul de distracții Orhelen, sărbătorile continuă. Cel mai frumos târg de Crăciun din țară vă așteaptă cu porțile larg deschise și cu o mulțime de surprize. Doritorii sunt așteptați cu drag de o mulțime de topogane, un patinoar minat, un tun de zăpadă și chiar o trupă de circ care îi va încânta pe cei mici. Cel mai important este că atât circul cât și celelalte distracții sunt în continuare absolut gratuite. La cel mai frumos târg de Crăciun din țara noastră, distracția și voia bună se țin lanț de dimineață până seara. Vizitatorii se pot bucura de o mulțime de distracții, printre care 7 tobogane de zăpadă, dragonul american și, desigur, patinoarul. O
altă atracție specială care îi bucură pe cei care aleg să petreacă timpul la Orheiland este un tun care face zăpadă artificială. Deci la noi mereu vă veți bucura de o atmosferă de poveste. Cei care deja au ajuns la Orheiland spun că atmosfera este una deosebită pentru toate vârstele. Foarte bine, noi suntem la Ioloveni. E super! Da, într-o zi de duminică am ieșit împreună cu prieteni la o distracție, am venit să vedem la Orheiland cum se odihnește aici, e bine, e... ne place. O, ce incresivă! E foarte frumos, foarte frumos, super! Eu așa ceva n-am mai văzut. Foarte bine! Anume pentru copilaș e foarte bine. Surpriza cea mare este că din 11 ianuarie doritorii din toată țara pot veni la Orheiland cu transport gratuit. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați în listele care se fac la magazinele sociale. Toate atracțiile de pe teritoriul Orheiland sunt gratuite, ceea ce bucură atât copiii cât și adulții. Nelipsit de la târgul de Crăciun din Orhei este și circul Toredo din București. Zilnic actorii bucură spectatorii cu câte două reprezentații care durează o oră. Vă reamintim că totul este absolut gratuit și vă așteptăm cu mare drag la Orheiland. Creștinii ortodoxi de stil vechi cinstesc astăzi două mari sărbători creștine, tăierea împrejur cea după trupa Mântuitorului Iisus Hristos la 8 zile de la nașterea sa și pe Sfântul Vasile cel Mare. Cu această ocazie, în bisericile din țară au fost oficiate slujbe, iar în oreașii s-au rugat de sănătate. Cinstea celor două sărbători, zeci de creștini din satul Brăviceni din raionul Orhei au mers de dimineață la biserică. Aceștia au ascultat rugăciunile rostite de preotul din sat și s-au închinat lui Hristos pentru a-i scăpa de cele rele, pentru tămăduirea bolilor, cât și pentru bunăstare în familie. Omul Iisus este înfățișat preotului din templu din Ierusalim ca să se taie împrejur. Acest ritual a fost dat de Moise în amintirea ieșirii lor de orbia egipteană. De dimineață venim la biserică, ne rugăm pentru sănătate, fericire, ploaie, să fie un an îmbelșugat. Sperăm anul care a venit să fie mai bun ca anul trecut. Creștinii din Brăviceni s-au rugat astăzi și Sfântului Vasile cel Mare, iar după slujbă, credincioșii au fost semănați de parohul bisericii. Fii de bine. Este o zi mare. Eu am piciorul Vasile și azi a venit la biserică ca să-l pomenesc la sănătate. Ieri s-a umblat cu uratul, astă noapte flăcăii cu șată, se numește, totul urat pe la casele unde sunt fete mari, azi cu semănatul. După încheierea slujbei, oamenii din sat vor merge din casă în casă și vor semăna credincioșii cu boabe de grâu, care sunt simbolul belșugului, după care vor continua sărbătoarea acasă, altor de cei dragi, cu masa plină de bucatele noastre tradiționale. De la biserică dușim acasă și facem un măsut cu câțiva oameni și gata. Așteptăm să luăm părinții la biserică și acasă și să sărbătăm cu vecinii, cu toți care suntem împreună. Ca de Sfântul Vasile, masă acolo se face borș scăzut, găluși. Răciturile, șinghirii, pârjoalele, dar cum a spus dumnealui, fără borș scăzut, asta nici nu-i Sfântul Vasile. Și suntem la masă cu toții, câte un părus cu vin roșu, alb. Preoții spun că Sfântul Vasile este unul dintre sfinții care au făcut minuni mari. El este primul ierarh care a îndemeat biserici, aziluri și spitale pentru săraci. Un mare filantrop a fost, făcând o asistență socială destul de bogată, azile, spitale, cantine pentru cei săraci și chiar acest complex de asistență socială era numit în Cezarea Căprăcica Vasileada. Prin lucrările sale care mai de seamă cunoscute în biserica noastră, Ischichisa Mironul,
cartea de explicație celor șase zile a creației, tratatul despre Duhul Sfânt, omiliile diferite psalmele lui David, dar și a combătut ereziile vremurilor de atunci, mai ales arie, macedonienii, care pneumatomahii, care învățau împotriva Duhului Sfânt. Potrivit tradiției, în ajunul Sfântului Vasile, gospodarii își deschid ușile pentru a primi urătorii care umblă prin sate cu uratul, deghizându-se în diferite personaje. Tradiția spune că dacă în ziua de Sfântul Vasile va ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelșugat, iar dacă este senin și geros, oamenii vor fi sănătoși pe întreg parcursul anului. Potrivit datelor recensământului populației și a locuințelor din anul 2014, în Republica Moldova sunt aproximativ 67.000 de bărbați care poartă numele Vasile și circa 5.000 de femei cu numele Vasilisa. Radu Albot a acces în turul 2 al turneului de mare șlem de la Australian Open. Tenismenul moldovean l-a învins în 4 seturi pe americanul Michael Moh, locul 108 în clasamentul mondial. Albot a cedat primul set cu 3-6, dar apoi le-a câștigat pe următoarele 3 cu 6-3, 6-4 și 6-2. Partida a durat aproape 3 ore. În runda a doua, tenismenul de 29 de ani îl va întâlni pe spaniolul Fernando Verdasco, locul 28 mondial. Radu Albot este cel mai bun tenismen moldovean din istorie. El ocupă momentan locul 98 în clasamentul ATP. Acestea au fost știrile orei 20 la Orhei TV. Urmăriți în continuare prognoza meteo pentru ziua de mâine. Cu voi am fost eu, Irina Staver. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă lângă cei dragi și la revedere! Pentru a doua zi de Sfântul Vasile, meteorologii prognozează în continuare ninsori și valori negative. În capitală